piramidele au fost construite de extraterestri. Această afirmație a fost făcută de Elon Musk, unul dintre cei mai bogați și cei mai deștepți oameni care se află astăzi pe planeta Pământ. Această afirmație a stârnit desigur un val de reacții, atât de susținere cât și de condamnare. Piramidele egiptene au fost de la descoperirea lor un motiv permanent de uimire. În special piramida lui Cheops, cea mai mare dintre ele, este o enigmă uriașă și în zilele noastre. Practic și astăzi, cu toată tehnologia pe care o avem, ne-ar fi foarte greu să realizăm o construcție din piatră de mărimea și perfecțiunea structurală a acestei piramide. Peste toate, poziționarea ei față de punctele cardinale și proprietățile energetice excepționale pe care le are, dovedite științific, ne vorbesc despre o excepțională cunoaștere tehnică, științifică și spirituală a celor care au ridicat-o. Și în România a fost construită pe vremea lui Ceaușescu în Pitești o piramidă la scara 1:10, în care s-au realizat experimente de succes premiate în afara țării. Privind lucrurile din această perspectivă, este greu să ne imaginăm că o populație cu unelte primitive a putut să facă ceva de grandoarea și precizia piramidei lui Cheops în urmă cu 4500 de ani. Căutând o explicație, oamenii s-au gândit la două scenarii. 1. A existat o civilizație foarte evoluată care a ridicat această piramidă cu mult înainte de data oficială de construcție, civilizație care a dispărut între timp, moștenirea ei pierzându-se în nisipurile africane. Iar al doilea scenariu este că piramida este opera unei civilizații extraterestre care a vizitat planeta la un moment dat. Sigur, acest ultim scenariu pare fantezist la prima vedere. Desigur, și celălalt pare la fel de fantezist. Problema este că avem o multitudine de artefacte străvechi, atât în Egipt, cât și în America Centrală și de Sud, care ne înfățișează figuri de cosmonauți și obiecte aerodinamice care seamănă izbitor cu avioanele noastre de astăzi, încât e greu să nu fim bulversați și să cădem pe gânduri. Pentru că, nu-i așa, ne putem imagina că i-a inspirat ceva în realizarea acestor reprezentări și ne întrebăm, desigur, ce anume i-a inspirat de a crea aceste obiecte. Care este realitatea, de fapt, este greu de spus. Pe de o parte, explicațiile construirii piramidei lui Cheops cu unelte primitive de acum 4500 de ani pare foarte puțin convingătoare. Pe de altă parte, ideea prezenței pe Terra la un moment dat a unei civilizații extraterestre este greu de acceptat în contextul paradigmei de gândire în care umanitatea trăiește astăzi. Piramida lui Cheops, numită și Marea Piramidă de la Giza, este una dintre cele 7 minuni ale lumii antice, însă construcția ei și a celorlalte piramide din Egipt rămâne învăluită într-un mister total. Teoriile privind ridicarea lor mergând chiar până la această idee că au fost construite de extraterestri. Piramida lui Cheops, deși este cea mai veche minune, această piramidă egipteană care servea drept mormânt pentru faraonul Cheops este singura minune a lumii antice care s-a păstrat până în prezent. Construită în jurul anului 2560 înaintea lui Hristos, ea a fost timp de peste 4 secole cea mai înaltă construcție din lume. Estimările profesorului Donald Redford, profesor de studii clasice, sugerează că pentru a construi Marea Piramidă de la Giza au muncit între 20.000 și 30.000 de persoane, iar construcția ar fi durat peste 2 decenii. Spre comparație, o bază de piramidă din Mexic a fost construită în 150 de ani. Egiptologii insistă însă că piramida lui Cheops a fost ridicată doar în 20 de ani. Jean-Pierre Martin, arhitectul viaductului Milau din Franța, mărturisește că ridicarea piramidelor din Egipt rămâne un mister și pentru el și că el nu ar putea să realizeze un astfel de edificiu nici acum. Doctorul Ala Shahen, șeful departamentului de arheologie al Universității din Cairo, a relatat faptul că nu este exclus că piramidele au fost construite de extraterestri. Fiind întrebat într-un interviu dacă aceste piramide ar putea conține tehnologie extraterestre, doctorul Shahen a declarat doar atât. Nu pot confirma sau nega acest lucru, dar în interiorul piramidei se află ceva ce nu aparține lumii noastre. Deși aparent piramida are 4 laturi, de fapt ea are 8 laturi. O fotografie făcută în 1929 arată o latură a piramidei împărțită în două, așa cum apare ea în bătaia soarelui. Prin urmare, Marea Piramidă are 8 laturi și nu 4, dar acest efect de împărțire nu este vizibil cu ochiul liber.
Extracția, tăierea, transportul și introducerea acestor blocuri masive de piatră de câteva tone ar fi necesitat instrumente cel puțin egale ca performanță cu cele folosite în prezent. În susținerea ideii că piramidele au fost ridicate de către extratereștri, s-a invocat și faptul că cele trei piramide de pe câmpia Giza sunt alineate similar stelelor din centura lui Orion. Centura lui Orion este formată din trei stele foarte luminoase, aproape perfect aliniate, ușor de recunoscut cu ochiul liber atunci când cerul este înstelat. Se susține, cum am spus, că există o relație extraterestră între piramidele din podișul Giza și alinierea celor trei stele, Orion Belt. Egiptologul Robert Bouval a vorbit despre această teorie atunci când a descoperit, cu ajutorul unei fotografii, modul în care cea mai mică dintre cele trei piramide a fost ușor decalată față de celelalte două. Egiptologul a suprapus stelele Orion cu o fotografie din satelita piramidelor și a fost uimit să descopere că acestea sunt poziționate aproape exact. Aceasta confirmă teoria mea că cele trei piramide din podișul Giza reprezintă centura Orion, a spus acesta. Stelele lui Orion sunt asociate cu Osiris, zeul renașterii și al vieții de apoi pentru egipteni. Este foarte important de menționat că amintita constelație Orion este cea mai strălucitoare și mai populară din lume, una dintre marile constelații folosite chiar de către marinari. Marea Piramidă este o comoară în care au fost codate cele mai multe dintre secretele și cunoștințele celor care au construit-o. Un fapt bizar care susține construcția lor de către extratereștri, printre multe altele, este strania coincidență între coordonatele piramidei pe GPS și viteza luminii. Coordonatele acestei piramide sunt 29,979248 grade nord, în timp ce viteza luminii este 29,979458 metri pe secundă. Cei mai sceptici ar putea spune că este vorba despre o simplă coincidență și nimic mai mult. Dar Marea Piramidă ascunde alte numeroase informații despre sistemul nostru solar și implicit despre Terra, Lună și Soare. Alte câteva aspecte misterioase în legătură cu Marea Piramidă. În primul rând, piramida a fost ridicată cu ajutorul la aproximativ 2.300.000 de blocuri de piatră, care cântăresc între 2 și 50 de tone. Acest aspect pare îngrozitor pentru niște bieți sclavi care erau nevoiți să transporte aceste blocuri de piatră. Mantaua exterioară a piramidei a fost confecționată din 144.000 de pietre, care au fost lustruite printr-o tehnică necunoscută încă omului modern. Practic, dacă noi astăzi vrem să lustruim pietrele cum au fost cele de la Marea Piramidă, nu știm cum. Precizia este una uimitoare și, conform unor specialiști, nici într-o sută de ani nu o vom stăpâni. Alt lucru uimitor, dacă înmulțim înălțimea piramidei cu 1 miliard, aflăm cu mare exactitate distanța de la Pământ la Soare, adică 150 de milioane de kilometri. Dacă împărțim perimetrul pătratului care formează baza piramidei lui Cheops la înălțimea sa, atunci obținem un rezultat fascinant de 6,2, adică 2π, 3,14. Oare vechii egipteni stăpâneau într-adevăr aceste cunoștințe atât de bine? Haideți să ne mai gândim o dată. Interesant este că această constantă de 3,14 sau 2π a fost descoperită de omul modern abia în anul 1670. Un alt lucru de menționat, raportul dintre apotemă, adică perpendicularea coborâtă din vârful piramidei până în laturile ei, și baza triunghiilor care formează fețele piramidei este egală cu aproximativ 1,1618, care nu este altceva decât faimosul număr de aur. Greutatea piramidei este estimată la 5.955.000 de tone. Aceasta, înmulțită cu 1018, oferă o estimare rezonabilă a masei Pământului. Sistemul de galerie ale piramidelor din Egipt ascunde o scală cronologică cu unități de timp. Există corespondențe cu perioada de răspândire a creștinismului. De exemplu, lungimea tavanului galeriei este egală cu 12 ori 153. Se consideră că reprezintă pe cei 12 apostoli care trebuiau să creștineze câte 153 de oameni, asemenea lui Petru care primise în plasă 153 de pești. Așadar, cei care au ridicat această piramidă știau despre ceea ce se va petrece peste 2500 de ani.
În consecință, trebuie să uităm tot ceea ce ne învață istoria modernă și, bazându-ne pe descoperirile uimitoare despre acest edificiu antic, ne putem forma singur o imagine cu privire la originea, însemnătatea și utilitatea acestei piramide. Dacă ți-a plăcut acest material, nu uita desigur să te abonezi la canalul Adevărul Secrete apăsând butonul acela de subscribe roșu și clopoțelul, dă un like acestui videoclip, bineînțeles, dacă ți-a plăcut, lasă-mi un comentariu să-mi spui ce crezi și cine crezi tu că a construit piramidele, extraterestrii, Elon Musk sau oamenii și sclavii obișnuiți. Până data viitoare, nu uita să vizionezi și alte materiale foarte, foarte interesante de pe canalul Adevărul Secrete, acestea fiind zise, îți doresc toate cele bune și pe mâine!